Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate OLT, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Slatina, au desfășurat ieri dimineață 3 percheziții în localitatea Schitu. Oamenii legii au descins la domiciliile a 4 tineri suspectați că ar fi pus în circulație bani falși. 4 persoane cu vârstele cuprinse între 22 și 29 de ani sunt bănuite că ar fi falsificat bancnote de 100 de euro pe care le-ar fi folosit pentru achiziționarea de telefoane mobile. În urma probatorului administrat, cele 4 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând a fi propuse măsurile legale împotriva acestora. Cei 4 tineri au vârste cuprinse între 22 și 29 de ani și sunt 3 din localitatea Schitu, iar unul din Movileni. Ei sunt acuzați de falsificare de monede, punere în circulație de valori falsificate și înșelăciune. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat o imprimantă și mai multe telefoane mobile.